Bună ziua, sunt Emanuel Toader de la Emiratech Solutions. Ne găsiți prin magazinul nostru online azura.ro pentru echipamente casnice pentru filtrarea apei, filtrare și tratarea apei și ne găsiți de asemenea prin Emiratech.ro pentru sisteme industriale de tratare și filtrare a apei. Acest video este despre testarea apei în Orșova, orașul Orșova. Proba de apă a fost prelevată de la Rompetrol. Am oprit acolo să alimentez și am luat și o sticluță cu apă, da? Și ce test vom face astăzi? Vom face un pH, un TDS, o conductivitate, un clor, o duritate. La sfârșit voi face și o recomandare pentru un filtru sau pentru mai multe sisteme de filtrare compatibile cu apa din Orșova. Ăsta este scopul videoului. Așa. În regulă, haideți să începem cu pH-ul. Am să pun apa în recipient, în pahar. Acesta este pH-metru cu care voi măsura apa, pH-ul. Ok, îl las un pic să se stabilizeze. Între timp punem apă pentru TDS, total solide dizolvate. Da? Am să vă spun ceva între timp despre total solide dizolvate. Ce măsurăm prin TDS? Ne facem doar o părere despre apă, cât de bună sau rea este, dar nu putem măsura exact ceea ce conține apa prin acest test pe care îl fac. Ca o analogie, putem să spunem că o supă pasată într-un bol sau într-o farfurie, vedem că este consistentă sau vedem consistența ei, dar nu știm exact din ceea ce a fost făcută. Da? Acest lași lucru putem să spunem și despre apă și despre TDS, total solide dizolvate. Putem să spunem cam cât de încărcată este apa, nu putem să spunem din ceea ce este compusă apa. Pentru asta este nevoie de un laborator de apă pentru a analiza fiecare parametru în parte și nu la grămadă, așa cum facem acum. Ok, iar despre conductivitate, conductivitatea înseamnă cam același lucru, numai că se măsoară, este o altă unitate de măsură și practic măsurăm puterea de trecere a curentului prin apă, printr-un lichid. Conductivitatea asta înseamnă cât de repede sau cât de bine conduce curentul un anumit lichid. Da? E vorba tot de încărcare. Cu cât apa este mai încărcată, cu atât conductivitatea va fi mai bună. Ok. Haideți să vă spun despre pH. Găsesc un pH mulțumitor. Da? Avem 7,59, adică 7,6. Ok. Apa este ușor alcalină la dumneavoastră în Orșova. Ușor, nu mult, dar este foarte bine. Da? Imediat să-mi și notez pH-ul. 7,59. Așa. Găsesc un ppm, ppm sau TDS, total solid rezolvată, da? Dar se măsoară în ppm, parts per milion. Găsesc un ppm de 174, ceea ce iarăși este bine, da? Ok. Apa nu este foarte încărcată la 174. Ok. Vorbim de apă încărcată când trecem de 350, 400, 500, dar la 170 și 475, cum arată acum, este foarte bine, da? Haideți să vedem și conductivitatea. 350, am să vă arăt, da? 350 este conductivitatea în Orșova, da? Apa de la rețeaua publică, 350. Aveți o apă bună, felicitări acolo în Orșova. Așa, haideți să vedem dacă identificăm clor în apă. Avem un test care nu ne arată cantitatea de clor, dar ne arată dacă identificăm clor sau nu. Atâta tot, da? Ok. Și luăm testul de clor. Este un kit de testare a clorului. Da? Și punem două picături de reactiv în recipient, în apă, practic. Nu detectăm clor în apă. Asta nu înseamnă că apa nu are clor. Asta înseamnă că soluția noastră nu are putere de detecție. Adică clorul e mult prea puțin. Sau poate n-a fost clor în momentul în care noi am prelevat proba în apă. Este posibil și acest lucru. Se poate întâmpla. Am mai întâlnit cazuri, da? Câteodată avem, alteori nu avem sau nu este suficient ca să fie detectat, da? Și acum facem și o duritate a apei. Ok? Duritatea durează un pic mai mult. Am să opresc ceasul între timp de măsurat ca să nu consume bateria.
imediat. Ok? Dau asta la o parte. Deci, testul de duritate. O secundă, vă rog. Gata, am vrut să opresc. Testul de duritate. Găsiți acest test la noi pe site, pe azura.ro. Se numește test duritate apă grade germane. Ok? Găsiți și aveți și acest recipient în kitul lui de testare. Și trebuie pusă apa cât mai exact până la prima liniuță. Asta încerc să fac acum, să reușesc să... Ca proba să fie relevantă, trebuie să reușesc să pun până la prima liniuță. Gata? Deci, practic, așa procedați. Puneți apa până la prima liniuță în acest recipient. Și avem aici testul de... Se măsurăm în duritate germane, grade apă, duritate apă grade germane. Ok, fiecare picătură înseamnă un grad german. Îl voi pune în acest recipient și voi măsura picăturile pe care le pun de reactiv. La început apa se înroșește, după care, în momentul în care trebuie să mă opresc, apa se înverzește și trebuie să mă opresc în acel moment, nu mai pun picături. Asta înseamnă că, de exemplu, dacă am pus 7 picături și la 7-a s-a înverzit, apa are 7 grade germane. Ok, o să începem. Două. Uitați, vedeți cum s-a făcut roșie? Da? 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Am ajuns la 9 picături. Asta înseamnă apa are 9 grade germane. Este apă moderată, medie chiar, moderată aș putea spune ca duritate. Nu este apă dură. 9 grade germane nu înseamnă apă dură. Pentru consumul de apă este o duritate, zic eu, ideală. Trebuie să fie peste 5, așa spune legea pe potabilă, dar 9 grade este foarte, foarte bine pentru consumul de apă, iar pentru electrocasnice, mașină de spălat sau orice altceva ce utilizează apa centrală, termică pentru încălzire, boiler, 9 grade germane poate da probleme. Am avut și avem și în București câteodată această duritate, pentru că firma este din București, da? Și câteodată sunt probleme. Problemele apar mai greu la această duritate, pentru că nu este o duritate mare, dar totuși, câteodată depunerile la 9 grade germane sunt suficiente pentru a crea probleme. Așa că am să fac două recomandări. Odată pentru filtrarea apei care intră în casă sau în vilă sau ce aveți dumneavoastră și odată apa pe care o consumați la punctul de consum, da? Acolo unde bem apa. Pentru filtrarea apei la intrarea în casă, vă recomand, o să găsiți pe site-ul nostru Spartan Blue 20 inch cu grad de filtrare de 5 microni, da? Ca să aveți apa bine filtrată, trebuie să coborâți undeva la 5 microni filtrare. Ok, asta înseamnă că eliminați din apă sediment, mâl, nisip, rugină, lucruri pe care nu le pot testa aici, da? Ok, dar care o să vedeți dacă vă instalați un filtru, că după câteva luni de zile îl scoateți negru sau maro, închis, da? Adică filtrul are ce să adune din apă. Asta se întâmplă oriunde, nu numai în orice, oriunde în orice oraș, da? Ok, pentru că e vorba de calitatea conductelor prin care trece apa, până la urmă. Așa. Test clor nu am găsit de data asta. Mi-e greu să cred că nu există sau că nu se dozează. Pur și simplu nu am găsit noi acum. Iar pentru filtrarea clorului, pentru declorinare, dacă doriți, se poate instala încă un filtru de aceeași dimensiune, Spartan Blue 20 de inci, adică undeva la 60-70 de centimetri, pentru declorinare. Sau direct un filtru Spartan Blue Duo, care are două corpuri, iar și mai mult peste acest pas putem să utilizăm Spartan Blue Trio, cu trei corpuri, filtrare mecanică și două trepte pentru declorinare. Când spun declorinare, nu spun că doar atât filtrează, elimină filtrul, elimină, cum îi spune, trihalometan, erbicide și pesticide și o grămadă alte substanțe, substanțe organice, peste 90 de substanțe care sunt eliminate din apă prin filtrele produse cu carbon activat. Acum, pentru tratarea anticalcar, pentru că poate fi o problemă, v-am spus, problemele pot apărea mai greu la 9 grade germane,
dar pot apărea. Pentru tratarea anticalcar am trei recomandări. Una și prima pentru apa dumneavoastră din Orșova este TAC Next Scale Stop NSS 110B. Îl veți găsi pe site-ul nostru. Este un filtru cam atât, da? Cu un cartuș filtrat în interior, cu un mediu filtrant numit TAC, tehnologie nouă, absolut nouă și performantă, care nu deturizează, îți lasă apa cu aceleași grade germane, care, cum spuneam, e benefică pentru a fi consumată, da? Deci nu ți elimină din apă, dar condiționează, practic nu se mai depune în centrala termică, nu se mai depune în boiler, nu se mai depune în mașina de spălat, nu mai găsiți depuneri, ok? Da? Bateriile iarăși rămân curate sau se curăță ușor în cazul în care apar pete și pur și simplu dai cu laveta umedă și s-a curățat imediat, pentru că apa este tratată. O altă variantă pentru conducte de până la 28 de cm, adică 3 sferturi, puteți instala fără consumabil Scale Watcher 3 Star, este tehnologie electromagnetică anticalcar, care funcționează foarte bine, iar pentru conducte de până la un țol, 32 de mm la exterior, puteți utiliza Scale Watcher 4 Star, este mai puternic, este cel mai puternic din gama Scale Watcher, da? Tot aparat electromagnetic, da? La fel funcționează prin condiționare și nu prin dedurizare. Rezultatele sunt foarte bune, avem sistemele astea, toate cele trei sunt vândute în multe orașe și funcționează foarte bine și oamenii sunt mulțumiți. Cu privire la apa pe care o consumăm, pentru dumneavoastră vă recomand trei sisteme de filtrare care se filtrează foarte bine. Unul se numește Ultrazura 11 UF B&B Line de la Azura Filters, îl găsiți pe site-ul nostru dacă îl căutați, Ultrazura 11 UF, da? B&B Line. Elimină sediment, mâl, nisip, rugină, da? Filtru antibacterian, primul filtru prin care trece apa. Elimină clor, trihalometan, erbicide, pesticide. Elimină metal greu, în cazul în care există plumb din rețele vechi de apă migrată în apă. Elimină criptosporidium și giardia. Se știe că criptosporidium este rezistent la clor. Dacă singura tratare care se face cu clor, se face cu clor, iar apa este de suprafață, care ajunge la dumneavoastră, în localitate, atunci literatura de specialitate spune că există criptosporidium în apă, nu spun eu, asta spune literatura de specialitate. Și trebuie eliminat, trebuie filtrat, da? Elimină și asta. Ce mai face? Vă ridică ușor pH-ul apei, adică de la 7,5 o să ajungeți probabil undeva la 8, 8,4, 8,5 maxim. Veți avea între 7,5 și 8,5 pH-ul, adică apă mai alcalină decât este. Da? Și pentru celelalte două variante de care vă spuneam, mai avem așa Cerazura Line 9MF, Azura Filters. Este filtrare prin ceramică, dar are și aceste tehnologii de filtrare, adică merile filtrante, care să elimine sediment, mâl, nisip, să elimine criptosporidium și giardia, să elimine metal greu, clor, trihalometan, erbicide, pesticide. Deși 9MF, Cerazura Line 9MF, face lucru similar ca primul, numai că primul 11 UF, Ultrazura 11 UF, aveți avantajul că schimbați foarte ușor cartușele filtrante. Nu aveți nevoie de un tehnician și nu aveți cum să vă împiedicați în acest lucru. Este mult prea ușor. Ok? Mai avem un filtru care se pletează tot sub chiuvetă. 8UF, Ultrazura Line 8UF, la fel ca și celelalte două, eliminăm din apă tot ce am spus până acum. Sediment, mâl, nisip, clor, trihalometan, erbicide, pesticide, substanțe organice, metal greu, criptosporidium și giardia. Da? Ok? Toate cele trei filtre filtrează, pentru că foarte mulți comercianți pun accent pe asta, bacterie. Da? Numai că bacteria poate fi în apă dacă nu ai clor. Eu cred că clor este în apă. Da? Dar să spunem că există o scăpare sau că într-o zi este mai puțin clor și că se pot dezvolta ceva bacterii pe conducte, filtrele respective, toate cele trei sisteme de filtrare pot elimina și bacterii din apă. Ce mai este de spus? Cu privire la recomandare am terminat. Aș vrea doar să menționez, pentru că mi se pare foarte important să aveți această informație. În ultimii 2 ani de zile se discută și s-a discutat foarte mult, 2-3 ani chiar, la nivel internațional, de poluarea cu plastic și de microplasticul prezent în apă.
O să spuneți, ok, ce mă interesează pe mine, plasticul din apă sau poluarea, ne interesează pentru că acest plastic ajunge la noi la chiuvetă și ajunge la noi în sticlele pe care le consumăm de apă. Da? Okay? Cum se întâmplă acest lucru? Este simplu. În cazul în care vorbim de apă îmbuteliată, microplasticul, particule mici de plastic, pur și simplu migrează din sticla de plastic în apă. Ok? Și pot să vă spun că am notat aici, ca să nu scape ceva, un studiu, și găsiți asta, puteți să căutați pe net, în engleză găsiți sigur, un studiu efectuat de Orb Media, organizație non-profit, asupra 250 de sticle cu apă, în care au fost incluse 11 branduri la nivel internațional, da? Și branduri de renume acolo. Da? Acest studiu a arătat că toate sticlele care au fost testate, toată apa din sticle, conține microplastic. Toate. Deci nici una nu a scăpat fără să aibă microplastic în apă. Și asta consumăm noi. Ok? Când cumpărăm o sticlă de apă de undeva. Ok? Ca să fiu corect, trebuie să vorbesc și despre apa de la rețeaua publică. Chiar dacă testul nu a fost efectuat la noi în țară, sau nu cred că a fost efectuat la noi în țară, ci la nivel internațional. Nu cred că noi facem excepție, mai ales noi în România. Ok? The Guardian scrie, da, o publicație, The Guardian, că au fost făcute mai multe teste la rețeaua publică, apa din rețeaua publică, pentru a afla dacă există microplastic în apă. 83% din testele efectuate au arătat că există microplastic în apa de la chiuvetă, apa tratată care ajunge la noi. Nu tot, 83%. Ok? Tot este mai bine decât la sticluța de plastic. Ce ne spune acest lucru și ce ne arată acest lucru? Este că singura variantă și singura posibilitate de a consuma apă curată în momentul de față, din cauza poluării pe care noi tot noi oamenii am făcut-o, este instalarea unui sistem de filtrare performant, sub chiuvetă, adică la punctul de consum. Adică acolo unde consum eu apa. Este singura variantă. Altfel, ai 83% șanse să ai microplastic în apă, iar dacă cumperi apă din comerț, studiul spune că 100% șanse, pentru că din 11 branduri și din 250 de sticle, toate conțin microplastic. Despre bisfenol A bănuiesc că știți, dacă nu știți, vă spun acum. Bisfenol A se vorbește de foarte mulți ani, de microplastic de doar de 2-3 ani de zile, dar de bisfenol A, BPA în apă, se vorbește de foarte, foarte mult timp, cum care exista în sticlele de plastic. Trebuie să fiu corect să spun că nu e obligatoriu să existe bisfenol A. Apropo, bisfenol A este cancerigen, dar nu este obligatoriu să existe în sticla noastră de plastic, dacă o cumpărăm de undeva. Microplastic, da, dar bisfenol A nu. De ce? Pentru că depinde cum a fost depozitată apa, sticluța de apă. Dacă a fost depozitată în condiții improprii, temperatură mare, peste o anumită temperatură, bisfenolul A se duce în apă, migrează, sau direct în razele solare, atunci avem șanse foarte mari să avem bisfenol A în apă. Dacă nu, și a fost depozitată corect și transportată corect, atunci nu avem cum să avem acest bisfenol A în apă. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați, ne găsiți prin azura.ro și prin emiratec.ro. Vă doresc o zi excelentă!